Berea i-ar fi putut fi fatală unei femei din Drăgășan, județul Vâlcea. Nu consumul în exces, ci o întâmplare șocantă produsă în această dimineață, întâmplare care a implicat un transport de bere. Un autotren aflat în mers pe DN64 a intrat în balans și întreaga încărcătură de les cu bere s-a răsturnat pe carosabil, dar și pe trotuar. O parte din încărcătură a ajuns peste femeia care mergea pe trotuar. Femeia s-a ales cu răni la față și cu un traumatism la un picior și a fost transportată la spital. Șoferul a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, dar rezultatul a fost negativ. Anchetatorii caută să stabilească acum circumstanțele producerii accidentului. Șoferul ar putea răspunde penal pentru vătămare corporală din culpă.